până vom fi în cer cu Sfântul meu. Stimați prieteni, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Mesaj pentru Suflet. Sperăm că și de data aceasta mesajul Evangheliei va aduce bucurie, pace în sufletele dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Evanghelia, o, dacă azi ai asculta, cu Dumnezeu în veșnicii te-ai bucura. Și pentru mine a răsunat, pe când eram mort în păcat, dar m-am întors la Dumnezeu și m-a salvat. Se aude iar, hai rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Se aude iar, hai rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. De acum timpul s-a scurtat, întoarce-te la Dumnezeu să fii iertat. Te-a osândit păcatul tău, dar te iubește Dumnezeu. Acum te cheamă ca să fii copilul său. Se aude iar, hai rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Se aude iar, hai rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Acum chemării lui și hai pe brațul Domnului să fii și tu un cetățean al cerului. Să fii creștin cu adevărat, în inimă să fii curat, când va veni Iisus în rai să fii luat. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Dragi frați și surori, stimați oaspeți ai casei lui Dumnezeu, ne aflăm în această dimineață, în locul acesta, la o zi de sărbătoare și stând aici mă gândeam ce sărbătoare poate să fie aceasta când 23 de suflete vor muri astăzi, vor fi îngropați și apoi vor și învia la o viață nouă. Slăvit să fie numele Lui! Amin. Mă gândeam că la un asemenea eveniment ar fi trebuit să fie tot Petroșani, nu?
Să vezi 23 de oameni că mor într-o singură zi, că sunt îngropați și apoi înviați. În această dimineață suntem bucuroși să fim împreună cu cei 23 de candidați care vor încheia legământ cu Domnul, că îl vor sluji toată viața. Dorim ca ziua aceasta să fie o zi de sărbătoare pentru toți cei prezenți aici. Amin. Știu că sunt și persoane care au venit de curiozitate să vadă ce se întâmplă la pocăiți. În această zi vor avea ocazia să vadă împlinindu-se cuvântul lui Dumnezeu. Nu vrem să facem nimic altceva decât ce scrie în Scriptură, și anume oamenii care se întorc la Dumnezeu, oamenii care sunt gata să-L slujească pe Dumnezeu, sunt gata să împlinească cuvintele care au fost citite cu doar câteva minute înainte aici, că vor fi botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Urmează acum să ascultăm corul bisericii care va cânta spre gloria Domnului. Oh,
se desprindă singur niciodată, dar Dumnezeu a dat și pentru oameni o stare de ajungi un crin curat. Mulțumesc că Tu mi-ai dat harul vieții minunat, sunt al Tău de-acum pentru vecii. Fiind o sărbătoare pentru candidații care au decis să îl slujească pe Dumnezeu, să încheie un legământ cu Domnul în apa botezului, vreau să vă spun că diversitatea religiilor creează confuzie. Și pe bună dreptate oamenii se gândesc oare care e cea mai bună? Care religie e cea mai bună? Unde să mă duc să fac și eu un legământ cu Dumnezeu? Vrem să vă spunem astăzi că singura carte inspirată de Dumnezeu, de care trebuie să asculte oameni, fiecare om care trăiește pe planeta Pământ, este Biblia. Tot ce este în afara acestei cărți este contrafăcut. Dacă noi astăzi ne aflăm aici, ne aflăm să împlinim ceea ce Dumnezeu a spus prin cuvântul Evangheliei. Așa cum ați auzit citindu-se, cine crede și se botează, va fi mântuit. Vreau să vă spun că botezul este un act pe care îl face omul acela care a înțeles voia lui Dumnezeu în viața lui. Vreau să vă spun că botezul în apă este autentic atunci când este precedat de credință, de pocăință și de naștere din nou. Altfel, botezul nu și are niciun efect. Intrăm uscați, intrăm în apă, ne udăm și ieșim afară. Nu are nicio valoare botezul dacă nu este precedat de credință, pocăință și naștere din nou.
Acest eveniment în care omul este implicat în mod personal, în mod conștient și în mod voluntar, în urma experienței naștere din nou și a pocăinței față de păcat. Acest eveniment, de fapt, este un act public prin care noi, sau cei care astăzi încheie un legământ cu Domnul în apa botezului, este un act public care dovedește că în viața lor interioară s-a schimbat ceva. Transformarea interioară este dovada faptului că ei au venit aici. Și prin faptul că inima lor, viața lor s-a schimbat, întâlnindu-se cu Dumnezeu, ei au venit astăzi să declare public înaintea lui Dumnezeu și înaintea dumneavoastră, căci de astăzi înainte, ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu! De aceea suntem bucuroși astăzi, de aceea suntem aici, pentru a fi părtași la bucuria cerului și la bucuria lor, căci ei astăzi își predau viața în mâna lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! În ceea ce privește actul botezului, care este unic, se face o singură dată în viață, așa cum Biblia ne relatează, el este un legământ între om și Dumnezeu. Și acum aș vrea să vă explic așa și să, să facem o comparație. Așa cum legământul de căsătorie este între un partener și celălalt, între mire și mireasă, legământ de căsătorie, în care și leagă destinele pentru toată viața, așa este actul botezului. Este legământul pe care îl face omul cu Dumnezeu. Dacă legământul între doi care vor să se căsătorească nu se poate face când îți la un an, la doi, de ce nu se poate face căsătoria la doi ani? E o întrebare fără rost, nu? Pentru că ei nu sunt responsabili să se căsătorească, să facă un legământ. De ce nu pot să facă? De ce nu pot? Pentru că din legământul căsătoriei derivă anumite responsabilități pe care ei nu le pot îndeplini. De aceea noi nu botezăm copiii mici. Pentru că ei nu sunt responsabili. O facem fără voia lor. Botezul este legământul pe care îl facem cu Dumnezeu în mod conștient, în mod voluntar, în mod responsabil înaintea lui Dumnezeu. Din acest legământ derivă responsabilități. Nu o facem acum pentru o zi, două, un an sau doi, ci acest legământ pe care îl facem în mod responsabil, conștient, voluntar, înaintea lui Dumnezeu, îl facem pentru toată viața. Slăvit să fie numele Domnului. Acest legământ pe care noi îl facem, sau candidații îl fac în apa botezului, îl fac înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune, cine nu se va rușina de mine înaintea oamenilor, da? Nici Dumnezeu nu se va rușina de el. Și Dumnezeu în ziua când va veni el să-și ia mireasa lui, va spune, vino slugă bună și credincioasă, de moștenește împărăția pe care am pregătit-o. De ce? Pentru că a fost o zi în care nu te-ai rușinat. Ai stat în Biserica Philadelphia și ai mărturisit cu gura ta credința în Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Acesta este actul botezului. Când ne gândim la modalitățile prin care cum se face botezul, modalitatea fundamentală sau modalitatea biblică cum se face botezul este așa cum l-a făcut Domnul Iisus. Biblia ne spune că Domnul Iisus s-a dus la râul Iordan pe când Ioan Botezătorul boteza în pustiul Iudei. Și Domnul Iisus s-a dus și el acolo. Și spune Biblia, a ajuns la Ioan și cei care ați citit știți discuția dintre Domnul Iisus și Ioan, între Ioan și Domnul Iisus, dar actul botezului a fost prin scufundare. Ceea ce simbolizează moartea
Domnul Iisus Hristos și învierea la o viață nouă. Domnul Iisus Hristos, El n-a murit pentru păcatele Lui, ci El a murit pentru păcatele noastre. Așa că botezul, în mod simbolic, arată că și noi murim față de păcat și înviem la o viață nouă și de acum trăim o viață nouă cu Dumnezeu. Amin? Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Este important să conștientizăm responsabilitatea de a fi copil al lui Dumnezeu. Noi suntem creștini și aceasta ne dă autoritate să putem să călcăm peste lucrurile diavolului, să mergem înainte și să facem voia lui Dumnezeu. Nu singur, ci cu ajutorul lui Dumnezeu. În concluzie, botezul în apă este o acțiune adultă, conștientă, personală, a unui om care poate să intre într-o relație personală cu Dumnezeu, cu Dumnezeul care l-a creat, asumându-și responsabilitatea care derivă din acest legământ. Acesta este botezul. Și mă rog Domnului ca toți acei care sunteți astăzi prezenți în casa Domnului aici la Philadelphia, care încă n-ați încheiat un legământ cu Domnul, condiția ca să putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, în primul rând să credem în Dumnezeu, apoi să încheiem un legământ cu Domnul în apa botezului și apoi să trăim o viață sfântă cu El. Mă rog Domnului pentru toți cei prezenți, ca Dumnezeu să vă dea multă înțelepciune. Amin. Aveți un suflet. Și vreau să vă spun, astăzi sunteți sănătoși. Poate mâine sănătatea va fi înlocuită de boală. Astăzi aveți bani. Poate mâine banii se vor termina și va fi înlocuiți de sărăcie. Astăzi sunteți tineri. Mâine, poi mâine veți fi bătrâni. Astăzi sunteți în viață. Mâine, poi mâine veți muri. Nimeni nu are contract cu viața aceasta. Toți vom pleca de lumea aceasta. La finalul vieții, ceea ce contează este credința sau necredința în unicul Dumnezeu. Dacă l-ai crezut pe Dumnezeu în viața pe care ai trăit-o pe pământ, dacă ai încheiat un legământ cu Domnul și ai trăit o viață sfântă, momentul plecării din lumea aceasta este momentul fericirii, pentru că și Dumnezeu promite că El așteaptă pe cei care sunt ai Lui. Slăviți să fie numele Domnului. Mă rog Domnului ca toți să ne ajute, să ne ajute Domnul pe toți, ca noi să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, cei care încă n-au încheiat un legământ cu Domnul, să se gândească la acest lucru pe care îl spune Biblia. Și zic ca Domnul să vă ajute să faceți cât mai repede pasul acesta înaintea lui Dumnezeu. Amin.
să fiu împărtășia Bisericii Philadelphia, aici unde am crescut și m-am format până la vârsta de 18 ani, după care am plecat de acasă. N-am plecat de acasă în sensul rău al cuvântului, ci m-am dus ca să slujesc pe frontul de sud-est și să fac acolo lucrarea Domnului. Dar nu pot să nu mi-amintesc de faptul că aici am încheiat un legământ cu Domnul, în apa botezului, și lucrul ăsta nu-i puțin. Nu pot să uit că aici am început să cânt în fanfară, la 9 ani, apoi în orchestră, în cor, că aici am putut să particip împreună cu mulți alții la construcția acestei biserici și mi-amintesc cu plăcere și mă bucur că am putut să fac bolțari ca biserica aceasta să fie construită cu alți prieteni de-ai mei de aici. Și bineînțeles nu pot să uit liderii care au investit în viața mea, care au crezut în mine și le mulțumesc astăzi. Le mulțumesc pentru că și astăzi mă onorează și au ales să stea pe bancă. Ei care puteau să fie în locul meu astăzi aici. Și de asta le mulțumesc pentru că mi-au îngăduit să mă adresez adunării în această zi de sărbătoare a voastră, a Bisericii Philadelphia. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare și mai cu seamă aceste suflete. Mă uit și văd că există un oarecare echilibru și oameni în vârstă și oameni tineri care în această dimineață decid să-și declare credința în mod public și să pornească pe acest drum. Și mă rog Domnului să fie un drum lung până la capăt și să fie un drum cu Domnul Iisus în fiecare zi. Și uitați cuvântul pe care l-am citit în această dimineață. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Biserica lui Hristos are un mandat, acela de a face ucenici. Și ca și oamenii trupul lui Hristos, ca și copii al lui Hristos, putem să ne aflăm în două tabere. Ori împlinind marea trimitere, aceea de a face ucenici, ori rămânând în marea indiferență. Aceea în care se regăseau acei oameni care treceau pe lângă samariteanul acela căzut în drum. Și știți acea pildă? Când la marginea drumului un om singur căzut în beznă, în păcat, în singurătate, pe lângă el trec oameni care aveau acest mandat de a face ucenici, de a-L prezenta pe Dumnezeu, de a-L răspândi dragostea lui Dumnezeu, dar treceau pe lângă el, pentru că trăiau în mare indiferență și nu trăiau în acest mandat al marii trimiteri pe care Hristos l-a făcut fiecăruia dintre noi. Și aș vrea dimineața aceasta să vă încurajez pe fiecare dintre voi să alegeți să trăiți și să umblați în marea trimitere. Și ce înseamnă mandatul acesta? Scriptura este clară și spune, duceți-vă! Primul cuvânt din acest mandat al marii trimiteri este acesta, duceți-vă! Și vreau să felicit această biserică pentru că s-a dus și a împărtășit Evanghelia. Și în dimineața aceasta avem oameni care încheie un legământ cu Dumnezeu. Duceți-vă! De multe ori ne întrebăm, Doamne, să mă duc și să împărtășesc Evanghelia? Însă întrebarea corectă este alta. Doamne, să mai rămân unde sunt? Pentru că porunca este duceți-vă, mergeți, implicați-vă, slujiți-L pe Dumnezeu. Pentru că porunca lui Hristos este duceți-vă. Duceți-vă cu un scop clar. Faceți ucenici. Și Scriptura detaliază și mai mult și spune cum se face această facere de ucenici, zice, botezându-i și învățându-i tot ce v-am poruncit eu. Și iată că acest aspect al uceniciei, dacă vreți, se continuă în această lucrare a botezului. Și porunca este clară, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Acesta este mandatul nostru, aceasta este chemarea noastră. Botezul este un act extrem de important. Dumnezeu l-a poruncit, Hristos l-a împlinit și apoi l-a poruncit mai departe. Și a spus că fiecare din noi care vrem
Să fim în Împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să mergem pe calea aceasta. Botezându-i, asta înseamnă facerea de ucenici și învățându-i. E adevărat că în bisericile noastre uneori am schimbat lucrurile. Și îi învățăm și apoi îi botezăm și după ce îi botezăm, nu știu dacă îi mai învățăm. Dar tocmai în asta constă procesul uceniciei. Că după ce l-ai botezat pe un om, să continui să-l înveți. Și mă rog Domnului, ca toți cei care ați depus un efort, ca acești oameni să fie astăzi îmbrăcați în alb, voi, cei care i-ați adus la Hristos, să continuați să vă investiți în ei. Să învățați calea Domnului. Să continuați să-i ucenicizați. Pentru că acesta este doar începutul umblărilor cu Domnul. Ăsta nu e momentul în care să rămână singuri. De multe ori ne bucurăm când oamenii vin în biserică, îi ducem la catecheză, ajung la botez și apoi, dintr-o dată, rămân singuri. Cei care ați făcut ceva pentru acești oameni ca să fie îmbrăcați în alb astăzi aici și ca să primească pe Hristos în limba lor, aveți o responsabilitate pe care mi-o dă Scriptura. Zice, botezându-i și apoi învățându-i. Ce? Învățându-i tot ce ne-a poruncit Domnul. Era într-o duminică dimineață, în urmă cu vreo 7 ani, când eram la un astfel de moment în biserica noastră din Megidia. Și fata unui om bogat din oraș se pocăise. Avea vreo 20 de ani și voia să încheie legământul cu Domnul în apa botezului. Chiar înainte de slujbă, înainte să intru în biserică, părinții acestei fete care nu cunoșteau, au venit la mine și mi-au spus, Domnul Coman, în virtutea relației noastre de prietenie, vă rog frumos să nu botezați fata. Și am rămas șocat de această cerere, m-am uitat la ei și le-am spus, Domnul Boc, așa îl chema, vreau să vă spun în această dimineață, în virtutea prieteniei noastre, că nu pot să văd că fata dumneavoastră rămâne pierdută în lume. Înțelegeți că decizia pe care ea a luat-o este aceea de a-L urma pe Hristos. Și i-am spus în dimineața aceea, așa cum medicii au un legământ, legământul acela lui Hipocrates, în care spun că mă angajez să tratez cât de bine pot pe orice pacient, indiferent de statutul social, indiferent de culoare, indiferent de situația în care se află, dacă are bani sau nu, mă angajez să tratez pe orice persoană care va veni și va avea nevoie de ajutor medical, așa și eu, Domnule, vreau să știi, am spus, că m-am angajat înaintea lui Dumnezeu ca să botez pe orice persoană care a venit la Hristos și vrea să-L urmeze pe Hristos. Mi-a întors spatele și a plecat. A fost ultima dată când l-am văzut. Pentru că la scurt timp și el și soția lui au murit într-un accident de mașină, amândoi deodată. Am plâns. Am dus la preotul ortodox, i-am spus. Am vorbit și cu alții și le-am spus că oamenii aceștia au avut șansa să se împace cu Dumnezeu, dar în mod repetat au renunțat la asta. Iar fata lor a făcut această alegere și astăzi este încă în biserica noastră. Este pocăită, este un model. A reușit să treacă peste această pierdere grea și să fie o încurajare pentru alte fete și alte persoane singure din biserica noastră și din orașul acela. În dimineața aceasta, porunca lui Dumnezeu este aceasta. Faceți ucenici botezându-i, dar lucrurile nu se opresc aici. Și învățându-i să păzească tot ce va porunci Domnul. Și vreau să vă spun că cine trăiește o astfel de viață, de facere de ucenici, are cea mai mare binecuvântare din lumea aceasta. Știți care e aia? Prezența lui Dumnezeu. Uitați cum continuă Scriptura aici. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Nu știu care e bucuria voastră cea mai mare, dar cele mai frumoase experiențe din viața mea le-am avut atunci când am simțit intens prezența lui Dumnezeu. Amin. Și zice Scriptura, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Oamenii care au astfel de viață, oamenii care se investesc în viețile altora, au garanția prezenței lui Dumnezeu. Au această mare binecuvântare că Dumnezeu va fi cu ei în fiecare zi a vieții lor. Este extraordinar ca Dumnezeu să fie cu tine în fiecare zi. Mă pune mâna la treabă.
și fă ucenici. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la asta. Amin. Tată Ceresc, în numele Fiului Tău, Iisus, Mântuitorul nostru, stăm înaintea Ta împreună cu poporul adunat în locul acesta. Și de data aceasta te rugăm în mod deosebit să binecuvintezi pe toți acei care vor intra în apa botezului. Doamne Dumnezeule, vrem să îngropăm aici trecutul lor. Și vrem, Doamne Dumnezeule, atunci când se vor ridica din apa aceasta, să se ridice ca oameni noi, oameni care să te slujească pe tine toată viața lor. Amin. Pentru aceasta te rog, Doamne, îmbracă-i cu puterea Duhului Sfânt. Te rog de asemenea, Tată Ceresc, pentru cei care asistă la lucrarea aceasta. Dacă sunt aici suflete care nu te cunosc pe tine, care n-au încheiat legământ cu tine, Doamne, văzând lucrarea aceasta, pune în inima lor gândul acesta, Doamne, de a se întoarce la Tine și de a veni și ei și de a încheia legământ cu Tine. Doamne, știm că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ pentru că ai spus lucrul acesta. Și credem, Doamne, că și astăzi Tu ai putere să ierți păcatele, să dai viață veșnică, Doamne, și să întorci pe oameni la Tine. De aceea îți mulțumim că vei face-o și de aici înainte. De aceea, în numele Tău Sfânt, aducem glorie și laudă Tatăl nostru și Dumnezeul nostru în veci. Amin. Păi, în apa botezului a intrat o tânără de 24 de ani, Vlad Mihaela, care s-a decis să slujească pe Domnul cu toată viața ei. După ce a călătorit prin lumea aceasta, căutând fericirea, și-a dat seama că fericire nu există decât la picioarele lui Iisus Hristos. Și și-a dat viața ei în mâna lui Dumnezeu. Și ea crede că Dumnezeu de astăzi înainte îi va purta de grijă într-un mod apart. Aș vrea să o întreb, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El ți-a iertat păcatele tale? Ai avut păcate. Multe. Și crezi că-s iertat. Da. Și de azi înainte vei trăi o viață nouă cu ajutorul lui Dumnezeu. Cât timp vrei să-L slujești pe El? Domnul să te ajute. Amin. Pe baza mărturiei tale, noi ca și slujitori ai lui Dumnezeu, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Aș vrea, Iisuse, spun să fiu ca toți ceilalți candidați s-au îmbrăcat așa de frumos. O ținută ca de mireasă. Și am zis eu, numai Dumnezeu, dintr-un suflet păcătos, poate să fac o haină așa curată. Aș dori atât de mult ca toți acești candidați să-și păstreze haina curată, dar nu așa de fapt. Asta o să o pună în garderobă, eu știu, acasă. Haina sufletului să rămână așa de curată cum e haina de afară. Ana Maria, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El a murit și a înviat în viață, îți ierte păcate? Ai păcate. Nu mai ai. Ai avut? Le-am mărturisit și acum nu mai are. Sufletul tău este ca și haina ta de curat. Cât timp vrei să slujești pe El? Domnul să te ajute. Pe baza mărturiei tale, noi ca și slujitori ai Dumnezeu, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vrea explain.
înaintea lui Dumnezeu, înaintea părinților, înaintea familiei, înaintea fraților și a surorilor din Biserica Philadelphia. Vreau să te mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și să te întreb. Crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El a murit pe Golgota să-ți ierte toate păcatele pe care le-ai făcut? Da, cred. Crezi că El te spală cu sângele Său? Da, cred. Crezi că El a înviat a treia zi și s-a înălțat la cer să-ți pregătească un loc? Da, cred. Cât timp vrei să păstrezi acest legământ pe care îl încheie astăzi în apa botezului? Toată viața. Domnul să te ajute. Noi, ca și slujitori ai lui Dumnezeu, la porunca lui Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Destinul tău este învins, când ești căzut să te ridici. Destinul tău a scris cândva Iisus. Apa botezului a fost Beni și Sergiu, doi buni prieteni, au spus ei că nu vor nici la botez să se despartă, și de aceea au intrat împreună în apa botezului. De data aceasta, înaintea noastră, stă Sergiu, fiul meu, cel mai mic dintre băieți. Și este o bucurie pentru noi, ca familie, că astăzi este aici și încheie legământul cu Domnul. Aș vrea să te întreb, Sergiu, ai avut păcate? Și crezi că păcatele tale sunt iertate? Da. Cât timp vrei să-L slujești pe Dumnezeu? Domnul să te ajute. Amin. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Și crezi că El poate să-ți dea mântuirea? Pe baza mărturiei tale, noi ca și slujitori ai lui Dumnezeu, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Doamne, fă al meu cuvânt și al minții mele gând, ție, Doamne, să le mir, Domnule. Bunătatea Domnului a îndemnat-o la pocăință. E adevărat, mai târziu e acum a luat decizia, dar important este că încă mai este în viață și Dumnezeu i-a dat harul acesta de a încheia legământul cu Domnul. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Vreau să te mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii și înaintea cerului. Să te întreb, crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că El a murit pe Golgota ca să-ți ierte păcatele? Da. Crezi că El s-a înălțat la cer în a treia zi, după ce a înviat, s-a înălțat la cer? Da. Cât timp vrei să păstrezi acest legământ pe care îl crezi astăzi cu Domnul? Domnul să-ți ajute la lucrul acesta. Noi, ca și slujitori ai lui Dumnezeu, la porunca lui Iisus Hristos, ne botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Anul ce curge în corona, stăm înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, a bisericii, a celor care vă cunosc. Și vrem să vă mărturisim și te întreb, crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El a murit pe calvar ca să-ți ierte toate păcatele? Crezi că l-a înviat a treia zi și s-a dus să pregătească un loc în cerul și pentru tine? Cât timp vrei să păstrezi acest legământ pe care îl vei astăzi în apa botezului? Domnul să te ajute! Noi, ca și slujitori ai lui Dumnezeu, la porunca lui Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cântularea mea prin lume, prin spitele haine, peste tot Iisuse, Doamne, numai harul Tău
Domnul să te binecuvânteze. Amin. Suntem înaintea Domnului, înaintea bisericii, înaintea îngerilor. Și vreau să te mărturisesc, să te întreb. Actul acesta pe care îl facem, îl facem la modul liber și cu ceea ce avem în suflet. Te întreb, crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El a murit și a dat viața prin Golgota ca să-ți ierte toate păcatele pe care le-ai făcut până acum? Crezi că El a înviat a treia zi și s-a înălțat la ceruri și a spus că se duce să pregătească un loc și să pregătești un loc și ție? Crezi că El îți dă mântuirea și viața veșnică în împărăția Lui? Cât timp vrei să păstrezi acest legământ pe care nu știi asta? Domnul îți ajută. Pe baza mărturiei ta, la porunca lui Iisus Hristos ca și slujitor ai Lui, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Am hotărât să-L urmez pe Iisus. Am prima dată pe Cristi la cercetat Domnul și El a decis ca să slujească pe Dumnezeu. Apoi pe sora Veronica și pe fratele Daniel, pușul chiar ordinea, dar important este că ei au dorit să încheie legământ toți împreună, fiind o familie. Au venit din Norvegia, din Oslo. Frații, familia, părinții, ca împreună astăzi să încheie un legământ cu Domnul în apa botezului. Doresc ca Domnul să-i binecuvinte. Haideți să cântăm o strofă din ce minunat este să fim într-o familie. Chiar o familie minunată. Ce minunat e să fim într-o familie. Familia Sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fim într-o familie. Familia Sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită. Suntem o familie reală. Familia care iubește. Familia Domnului Iisus. Suntem o familie unită. Suntem o familie reală. Familia care iubește. Familia Domnului Iisus. Aș vrea acum, înainte de a proceda la botezul acestei familii fâță care a intrat în apa botezului, să vă spun tuturor că și Dumnezeu cheamă pe toți oamenii, indiferent de statutul pe care îl au. Mă gândeam la familia aceasta, Cristi, adolescent, cu liceu terminat, tatăl inginer cu doctorat în știință și mama deocamdată casnică. Dumnezeu îi cheamă pe toți, indiferent de ce statut avem noi, indiferent de câți bani avem, de ce poziție socială avem și astăzi, acum când încheiem slujba aceasta de botez, vă invităm pe dumneavoastră, pe toți, cei care ați participat la această slujbă și care încă nu v-ați hotărât să vă întoarceți la Domnul, întoarceți-vă la El. Nu vă chem eu. Vă cheamă Dumnezeu la mântuire și Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Amin. Sora Veronica, suntem înaintea lui Dumnezeu. Este un moment solemn, un moment deosebit din viața dumneavoastră și o bucurie pentru Biserica Filadelfia. Vreau să vă mărturisesc și să vă întreb înaintea lui Dumnezeu. Cred din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El a murit pe Golgota ca să-ți ierte toate păcatele pe care le-ai făcut? Cât
cât timp vrei să păstrezi acest legământ pe care îl încheie astăzi? Domnul să te ajute. Pe baza mărturiei ta, noi ca și slujitori ai lui Dumnezeu, la porunca lui Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Eu știu că dorim ca Domnul să-L binecuvinteze pe Domnul. Amin, amin. În cuvântul Domnului scrie, Daniel, om preînvit și sfânt. Așa dorim ca să fiți înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor care vă cunosc, scump și iubit de toți cei care slujesc pe Dumnezeu. Și la fel să răspundeți cu dragoste la dragostea lor. Suntem înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii, înaintea martorilor văzut și nevăzut, frate Daniel, și vreau să te mărturisesc și să te cred. Crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El și-a dat viața pe Golgota și a murit și pentru dumneavoastră? Crezi că El în jertfa Lui ți-a iertat toate păcatele pe care le-ai făcut? Crezi că El a înviat a treia zi și s-a înălțat la cer să pregătească un loc tuturor celor care sunt mântuiții Lui? Cât timp vrei să păstrezi acest legământ pe care îl încheie astăzi în apa botezului? Domnul să-ți ajute! Noi, ca și slujitori ai Lui Dumnezeu, la porunca Lui Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Iată cerul așteaptă ca se coboară, pe toți ne-nfășoară, iubirea venită de sus. A sa providență, e o dulce prezență, ce bine-i cu Domnul Iisus. O, cât de plăcută e viața cea sfântă, trăită cu Domnul Iisus. Iar viața neplină de sfânta-i lumină, de harul ce curge de sus. Ce har se coboară și ne împășoară, ne umple acum Duhul Său. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu. Ce har se coboară și ne înfășoară, ne umple acum Duhul Său. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu. Sărbătoare e în adunare, o, ce bucurii ne-au pătruns. Prezență divină, o sfântă lumină, ce bine-i cu tine, Iisus. Prea sfântă iubire, ți-aduc mulțumire de harul ce l-ai revărsat.
Răsună cântarea, tresaltă și zarea, se înalță spre cer lauda. Ce har se coboară și ne înfășoară, ne umple acum dulce. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu. Ce har se coboară și ne înfășoară, ne umple acum Duhul Său. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu. De iubire și de fericire, inundă-ne acum, te rugăm. Aprinde-ne ființa, să ardă dorința, prin Duhul mereu să-ți cântăm. Și plin de iubire și de fericire, mereu înspre cer să alergăm. Cu inimi curate și mâini ridicate, voioși noi să te lăudăm. Ce har se coboară și ne înfășoară, ne umple acum Duhul Său. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu. Ce har se coboară și ne înfășoară, ne umple acum Duhul Său.